Ia mănâncă. Fix ce am eu în geantă. Drake are aceeași mâncare pe frată ca și mine. E nasul rău. Bă, Bieber, la cât bani ai? Permiși tu să mănânci ceva mai bine? Salut tuturor, eu sunt Dima și bine ați venit la un nou challenge. Bun, deci ideea e că facem un nou challenge cu mâncarea astăzi. Vom mânca mesele preferate ale vedetelor. Mesele sau snack-uri, le-am găsit și snack-uri pentru anumite celebrități. Sigur că toată lumea știe aceste celebrități pentru că le-am ales pe cele mai populare. Înainte să începem vlogul, nu uitați 30.000 de like-uri, un share să vadă și prietenii voștri și un subscribe canalului. Și hai să începem cu prima minune, de unde a pornit și ideea vlogului. Nebunie. Deci nu știu dacă ați văzut nebunia cu Travis Scott, colaborarea meniu, lui cu McDonald's. Meniu, da, a vândut atât de mult încât... A vândut mai multe meniuri decât a vândut albumul lui Six. Da, deci încasările adică... din colaborarea lui Travis Scott cu McDonald's au fost mai mari decât încasările albumului lui 6ix9ine, înțelegeți? Care e mâncarea favorită a lui Travis Scott? Este de la McDonald's și avem așa Quarter Pounder, pe care noi nu-l avem în România, dar am găsit varianta românească care se numește Royal Deluxe, am făcut eu niște cercetări. Și fără roșii. Și fără roșii, pentru da, am scos roșiile. Trebuie să fratele meu și nu-i plac roșiile la fel ca mine. La fel ca lui. Cartofi medii cu sos barbecue și Sprite. Da? Și Sprite. Și fiți atenți. Sunteți supărați pe mine că n-am găsit sos barbecue. Da. Foarte. Deci hai să vedem ce simte Travis Scott când eu simt, știu ce mănâncă simte. Mâncarea preferată. Eu rămân la juice că eu am mâncat înainte, dar o să gust și eu puțin. Dar n-arată ca-n poză. Hai să fac Mac, iar ați făcut Photoshop. Bun. Deci, cam așa arată Quarter Pounder-ul lui Travis Scott. Nu e ăla original din America, dar m-am uitat pe Netflix, așa arată. Este fix aceeași chiflă. Carne la fel. Am scos și roșiile, deci cam așa e. Da. Eu nu mai vreau să mănânc junk food, știți de pe celelalte vloguri că am zis că renunț. O să iau o singură gură să văd cum e și știu că lui Gabi îi place mâncarea nesănătoasă, așa că o las lui pe tot. Minte. Bun, hai să vedem Travis Scott, care e burgerul tău preferat. Băi, ok. Eu zic să ți-l dau ție, că eu nu simt mâncarea. Bro, o să iau o gură ca să... Îmi dau și eu cu părerea acest burger, dar eu am mâncat înainte și... Băi, bun. N-am mâncat niciodată, mai încercat asta? Nu, Royal Deluxe nu. Pentru că avea roșii. Păi și era greu să scoți roșiile? Mănâncă bine, Gabi. Am făcut școala de mâncat cu bune... Am făcut școala de bune maniere, mâncat... Și la școală am învățat să mai dau pe mine din când în când. Da, hai, dă-mi o părere, e bun. Da. Bun. Nu e rău. Nu e rău deloc. Veșnicii cartofi medii, dar aici avem o precizare, el mănâncă cu sos barbecue. Ia să se pune și sosul peste cartofi, că așa zice domnul Travis. Faci ca la Burger Factory? Da, da, puțin da, așa, da. Alin? Hai. Alin, de la tine astea? Da. Bam. Băgăm și cu niște sos. Aduci și niște gogoși, niște Nutella. Asta mănâncă Travis Scott, da? Sprite-ul ăsta e diferit. Da, nu chiar e bun. Și de ce? Eu când am mai băut Sprite, n-am mai băut de mult, dar e foarte acidulat și da. Sughiț așa când mănânc. Știți care e faza cu ăsta? Ăsta probabil de la mine care multă apă în el, da. Și nu e așa de acidulat, știi? Bun. Travis Scott, hai să dăm unul tău, Travis Scott. Meniului? Bă, având 8, în vedere... 50? Frate, eu îi dau un 9. 9? Eu îi dau un 8.50. Eu îi dau un 9, că oricum îmi place Travis. Eu îi dau un 8.50 pentru că urmează Drake acum și o să vedeți de ce. Eu ies cu Travis, tu mai mult cu Drake. Asta zici. Bun, deci am ajuns și la artistul meu preferat, după cum zice toată lumea, la Drake. Am fost foarte curios care e mâncarea lui preferată. Lui Drake îi place să-și țină viața privată și dish-ul lui preferat sau mâncarea lui preferată nu este cunoscută, dar ce este cunoscut pentru public e că restaurantul lui public preferat e McDonald's sau Mikey D, cum îi spune el. Mikey D. Mikey D, da. Pe un site am găsit că... Pe un site am găsit că mâncarea lui preferată e de la McDonald's, dar nu se știe ce, că ar plăti un cheeseburger sau un hamburger. Și am mai găsit pe alt site un insight de la OVO, cineva de la OVO a zis că preferatul e cheeseburgerul. Ce credeți? Drake are aceeași mâncare preferată ca și mine. Pentru că... Cheeseburger! Uite, de câte ori m-ați întrebat, bă, îți iau ceva de la Mac sau oricine a avut ocazia să mă întrebe, asta ce am zis? Un cheeseburger. Și oricum vedeți pe vloguri care are și Teo un vlog pe canalul lui de YouTube, da, care mănâncă cu Dima și zic acolo de cheeseburger de bun. Da. Cheeseburger. Oh, yes sir. Deci vă dați seama că Drake credita mai omul, nu mănâncă doar un cheeseburger, dar ăsta e itemul lui preferat, atât am putut să aflăm, pentru că el îi ține viața foarte privată. Dar eu mă bucur, deci de la Travis Scott nu am mâncat, dar pe ăsta îl mănânc pe tot pentru că e favoritul meu de la McDonald's. Nu pot să mănânc pe tot, o guriță și știu cum e cheeseburger, am mai mâncat, îmi place deci de Drake, mult. Drake, lot of love, ador cheeseburger de la McDonald's. Deci hai să mergem mai departe să colectăm următoarele chestii preferate ale vedetelor și o să fie din ce în ce mai greu de găsit, o să vedeți. Da.
Bun, de aici, hai să-i dăm bătaie. Bun. Am venit aici la studio. Deci suntem la Burger Factory pentru că Alin ne-a promis că ne face cel mai bun guacamole și o să vedeți mai târziu de ce avem nevoie de guacamole. Bun, asta e ultimul băiat. Deci am luat 3 celebrități băieți, 3 celebrități fete. Urmează Justin Bieber, care asta-i place lui? Da, deci dar Justin Bieber iubește bucătăria italienească și dish-ul lui preferat este paste bolognese. Dar că astea nu sunt paste, astea sunt spaghete. Sunt paste, nu sunt spaghete. El a zis spaghete, spaghetti bolognese. Da. Dar astea nu sunt spaghetti, sunt tagliatele. Noi am comandat, am fost la un restaurant, am comandat bolognese, spaghete, am și menționat să fie spaghete, vă rog. Exact. Și ne-a dat tagliatele. Dar până la urmă, ce să faci? Ideea e că n-am încercat ce niciodată să mănânc paste bolognese. Tu ai încercat? Eu nu prea mănânc paste. Ok. Deci în premieră pentru amândoi, dish-ul preferat al lui. Dar stai mai așa că bro, de cotul tot mai. Tu ești stângaci. Sunt stângaci. Hai să ne punem invers. Nu ne punem invers. O să ne avem mănânc eu cu stânga. Da, așa. Bun. Ia să vedem, bro. Mamă. Cățuleanu. Bă, Bibă, la cât bani ai? Nu-ți permiști tu să mănânci ceva mai bine? Nici mie. Deci de când ne-am văzut... Bine, sună o parte că... Nu. Bibă, îmi place muzica ta, da. Ne place muzica ta, dar... Gusturile tale la mâncare nu... Bine, îți dai seama că Bieber nu mănâncă pastele astea. Lui le face cu... Ba, că a venit cu jetul și a luat aici, de la... De la Roma. Bă, nu sunt rele, nu poți zici că vomiți. Mie nu-mi place. Nu, sunt bune, dar nu... Ce noturi dai? N-aș mai mânca a doua oară. Ce noturi dai? Bun, acum am trecut la Cheetos, că m-a nebunit Gabi până acum, dă și mie un Cheetos, poți să desfac punga de Cheetos? Păi el a mâncat deci... până acum din toate astea, da. Ca să înțelegi n-am și voi spate. N-am mâncat mai nimic. Da, lasă-l mai. Deci am căutat prin tot Bucureștiul acest Cheetos, ci că ăștia se găsesc doar în America și ce găsești în București sunt importanți cumva din America, da. Abia am găsit la un magazin. Stai mă să le zic oamenilor cine mănâncă Cheetos. Deci ca să înțelegeți, am căutat Selena Gomez, e una dintre cele mai mari celebrități femei, corect? Da. Bun, mâncarea e preferată, mâncare? Și noi l-am făcut pe Bieber ultimul și acum Selena Gomez. Deci mâncarea lui preferată, mâncarea ei preferată ever este pizza. Dar am zis că e prea basic să încercăm pizza, dar clar. snack-ul ei preferat pe care îl ia la toate concertele peste tot are Flaming Hot Cheetos Crunchy. Nu știu, peste tot le ia cu ea, peste tot le mănâncă, n-am încercat niciodată. Hai să vedem. Dacă a fost foarte scump pizza de altfel. Hai să vedem. Ce ai tu? Arată, are o tată. Mamă, ce picant. Ce se face spatele ăștia? Dar destul de picant, vreau. Sunt picant, dar n-am nimic special. Adică sunt foarte populari și toată lumea e moartă după ăștia. Ai mâncat cu ketchup? Da? Cheetos cu ketchup. Mori. Ce, nu? Ce mai bun? Dar nu, bro, frate. Nu, cu aroma lor de ketchup, bro. Ok. Genuții tu ketchup acum. Dar nu, picant. Nu. Bă, Serena, eu îți dau un 5 pentru snack-ul ăsta al tău. Bă, descrie pe net că ea peste tot, frate, mereu are o pungă de deșto, ea ești nebun. Nu, eu dau un... Sunt puțin acri, puțin picanți. Deci nu sunt special de ochi, sunt foarte scump. O pungă mare e vreo 30 de lei, cred, 25-30. Deci o pungă de chipcă. 8, eu îi dau 5, pentru asta Selena îmi pare rău. Deci trecem mai departe, că... Ok, acum avem niște Doritos cu... Ce faci reclamă? Nu. Cu guacamole. Deci, dacă vă întrebați al cui e acest dish preferat, e probabil snack-ul ei preferat, al lui Mexican. Kim Kardashian. Ea însă și-a răspuns la o întrebare pe Instagram și a spus că mâncarea ei preferată e mexicană și a arătat ce mânca în momentul ăla. Chipsuri cu guacamole. Guacamole înseamnă avocado pisat cu nebunii pe aici, nu știu, maestru Bosman, Alin ne-a făcut rețeta. De asta am și venit la Burger Factory. E secretă rețeta, nu? Hai să vedem dacă e bun. Am citit pe mai multe site-uri că familia Kardashian West este pasionată de Doritos, de Cheetos, ce am mâncat mai devreme și așa mai departe, de chipsuri din astea. Băi, și am zis să vedem dacă e atât de bun. N-am încercat niciodată. Știu că se mănâncă combinația asta de guacamole cu chips. Da, zi, bro, cum e. Mamă, e bun rău de tot. Bă, mie nu-mi place guacamole, bro, și ăsta are și, are și roșii. Și nici roșiile nu-mi plac. Iau așa, îmi țină ceapă. E top, bro, de tot. Bă, nu degeaba e Kim K, stai. Sunteți nebuni? Da, mă, e Kim K că mănâncă guacamole. Bă, e foarte bun. Îți place? Nu-ți place? Nu-mi dau seama dacă îmi place sau nu. Mie-mi place rău de tot. Dar stai că... Dar mă, că nici nu văd. Poate vă întrebați ce mănâncă Kim Kardashian. Mănâncă rață cu niște piure de tufre. Trup. De tufe. Mănâncă rață cu niște piure de trufe Kim Kardashian. De unde? Mănâncă chipsuri cu avocado.
Bă, Kim, nota 9. Mi-mi place maxim, complet. Nu mă bag să-ți dau notă că nu-mi place. 5, nu? Hai, 5 ca să nu fie sub de trecere, gen, măcar. Nu se știe, Gabi, cu astea. Ok, și în final, una dintre cele mai mari apariții feminine din lume, Rihanna. Cea mai cool. Și Riri. Hai să vedeți, frate. Riri, deci, draga de Riri. Ea mănâncă fix ce am eu în geantă. Deci, adică pe lângă că eu merg la sală cu suplimentele mele, vă arăt ce se găsește în geanta mea de sală. Apă, apă, suplimente. Uitați, eu mereu am o caserolă la mine, că eu de obicei mănânc foarte sănătos, după câte știți. Și ce credeți că am eu în această caserolă? Să vezi. Întotdeauna am la mine așa. Am așa. Orez cu curry și piept de pui. Sau vită. Mai mult piept de pui. De ce credeți că mănâncă Rihanna? Ea e de părere că nu trebuie să mâncăm numai junk food și că are și ea nevoie de mâncare sănătoasă. De aceea avea un bucătar care era bucătarul ei personal și a făcut reveal la meniul ei, dintre care a spus că dish-ul ei preferat este orez. Stai că l-am terminat. Ah, uite ce ai făcut. Stai că nu e completă. Orez, curry și mazăre. De aceea am luat niște mazăre să completăm. Dar scurge și tu siropul ăla de... Nu e sirop, mă, că nu e dulce. E mazăre, da? Pune mai și tot ăsta de mazăre. Așa. Și aș mai pune pe carne ori niște sos caraibean, ori adobo. Adobo așa este acest sos, l-am luat de aici, de la Alin. Nu știu, bă, miroase bine. Deci acest adobo nu l-am încercat niciodată. Și vrei să-l pui pe carne? Da, dai seama. O să pun mai mult. Pune. Deci, efectiv, noi acum ne trezim, suntem Rihanna. Și începem facem, să... Facem schimb de vis, cum a făcut Lil Dicky cu Chris Brown în Freaky Friday. Da, deci asta e Rihanna. Deci asta e preferatul ei, da? Deci imaginați acum că ești Rihanna și guși, mamă, și când guși din ăsta o să mori de poftă. Hai să ne gândim pe Rihanna. Bun rol de tot. Dar mai pune niște mazăre, că parcă nu te văd că e cu tot sufletul. Ba da. Ia să... Dar nu prea-mi place mazărea. Ei, și atunci... Așa, și să gust din carnea asta cu sos. Deci, bă, tu vezi ce ai făcut? Ți-ai pus o furculiță pentru asta și una pentru carne când una era a mea. Stai, asta e ta, da? Bun, carne cu sos adobo. Sau adobe. Ia. Yeah. E nasul rău. Ma. Rihanna. Rihanna. Pentru că mănânci sănătos și mănânci orez cu carne, că ea a zis că proteina e foarte importantă pentru ea, ai nota 10. Pentru necazul ăsta de sos, adobe. Nu vreau să mai încerc sosul ăsta de acum pentru adobe Photoshop, nu. Ai 0, nota 0. Uite, hai, mănâncă. Bravo, dar mi-ai dat și furculița asta cu sosul ăsta nebun. Hai. Ai dat toată mazărea pe jos, hai! Cum e? Nu, am prins sus. Hai! Și... cam asta a fost și vlogul, băieți. Nu uitați să lăsați un like, un comment și un share să vadă și prietenii voștri. Și fete, ai zis doar băieți. Păi și fete, doar că băieți. Ai public și de fete. Da, oare am și fete? Ia lăsați un comentariu. Așa, acolo. În al doilea rând, lăsați un comentariu cu ce mâncare dintre toate cele 6 vi se pare vouă cea mai tare. Probabil o să ziceți treviscat. Sau care v-a plăcut vouă. Da, eu zic că treviscat, o să zică toți. Dacă sunt aia pe partea mai sănătoasă, o să zic că ori chestia asta, ori aia zic... cu guacamole. Eu o să zic Rihanna fără adobo. Bără adobe, sosul ăla. Până am auzit în viața mea de sosul ăsta de aici. Eu știu de adobe, flash player. Bun, mulțumim că ne-ați urmărit și până data viitoare. V-am pupat, pa!